Suntem așadar la maratonul de business al SSIFER aici la Brașov și avem plăcerea să stăm de vorbă cu domnul George Scripcaru, primarul municipiului Brașov. Domnule primar, v-aș ruga să trecem rapid, așa în revistă, câteva investiții în curs realizate de primărie și cu ajutorul primăriei și în același timp vă rugăm să ne spuneți și care sunt proiectele legate de dezvoltarea orașului și a zonei metropolitane. Pe una dintre investițiile la care aș putea să mă refer este tocmai în cea care ne aflăm. Suntem chiar aici, care adevărat. De câteva săptămâni a început să funcționeze. Este un proiect derulat cu o cofinanțare europeană accesată, Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri, care se referă la acest tip de activități pentru antreprenoriat, pentru start-up-uri, pentru organizarea de întâlniri, pentru identificarea unor afaceri, business-uri care pot să fie identificate aici la Brașov. Și am văzut că ați adresat și o amabilă invitație doamnei ambasador Sigur, al Franței. Să-și deschide un birou aici, în incinta acestui centru. Este valabil și pentru alte ambasade sau pentru alte camere de comerț. Suntem într-o zonă care se va dezvolta din punct de vedere urbanistic foarte mult în următoarea perioadă. Aici, în vecinătate, 17 hectare sunt proprietatea municipiului Brașov și lucrăm pentru ce înseamnă utilități, infrastructură pentru un viitor spital regional. Este o investiție majoră a municipiului și a județului Brașov, pentru că discutăm și pentru celelalte județe învecinate. Suntem în faza în care mâine, de exemplu, vom avea întâlnire cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru a pune la punct și a demara elaborarea studiului de fezabilitate. Avem un acord cu Berdu pentru finanțare nerambursabilă pentru elaborarea acestui studiu. Berdu a accesat experții de specialitate și după ce avem acest studiu de fezabilitate, sigur că va trebui să ne gândim la bani. Este o investiție estimată la 350 de milioane de euro pe care o luăm în calcul și sigur asta poate să fie o oportunitate pentru cei care se ocupă cu așa ceva, pentru că sunt de un parteneriat public-privat, banii trebuie să vină din partea partenerului eventual, și după aceea să discutăm de o perioadă foarte lungă de administrare a spitalului și în același timp să rezolvăm și o problemă de necesitate, să zic așa, pe componente de sănătate care este evidentă în România, nu numai la Brașov. Deci să îmbină utilul cu business-ul, să zic așa, și necesitatea noastră. De asemenea, putem să discutăm proiecte de regenerare urbană, discutăm de fosta... Știu că aveți un bun exemplu aici la Brașov, apropo de proiectele generoare, am făcut emisiune recent, cartierul Coresi sau ansamblul Coresi. În continuarea ansamblului, discutăm de fosta platformă Lurmentu, care este în aceeași situație și poate să fie o oportunitate care la fel să fie foarte bine dezvoltată. Avem un concept acolo, în trei variante, urmează să ne raportăm la unul dintre ele, e făcut conceptul cu un consultant al Băncii Mondiale, GLL, ne-am preocupat de acest lucru foarte mult. Avem în momentul de față, așa cum am spus, trei variante. Într-un an de zile o să luăm o decizie și sigur după aceea acest lucru va trebui să fie făcut cu un partener, pentru că nu o să facem noi acest lucru singur, doar noi o să vedem care sunt necesitățile noastre ca și primărie, ca și municipalitate, iar partea cealaltă, să zic așa, va fi oportunitatea care să fie fructificată de către partenerul pe care îl vom prelua și sunt deja parteneri interesați care sunt în acest sens în momentul de față preocupați. Vom discuta mult despre acest lucru. De asemenea, discutăm despre ce înseamnă o perspectivă de dezvoltare urbanistică a Brașovului, nu numai ca și municipiu, ci și ca zonă metropolitană, pentru că Brașovul este ca într-o găleată din punct de vedere al reliefului, dar localitățile din jurul Brașovului, practic, fac parte din Brașov. Nu trebuie să ne mai ferim de acest lucru, pentru că mai ușor ajungi într-o localitate din vecinătatea Brașovului în centrul orașului decât dintr-un cartier din oraș în centrul orașului. Și sigur că oportunitățile pot fi fructificate. Veți reuși aici să creați o astfel de zonă metropolitană? Gândesc că uneori există o rezistență localităților, poate. Sau... Instituțional avem acest lucru rezolvat, în sensul că avem Agenția Metropolitană de Dezvoltare Brașov,
care reunește un număr de 18 localități. Acest centru a fost dat în administrare Agenției Metropolitane, care să-l administreze, și unde am gândit proiecte pe infrastructură, pe axa 4-1, de exemplu, cu fonduri accesate, care se referă la ce înseamnă mobilitate, accesibilitate, infrastructură, logistică și corelat cu ce înseamnă planul de mobilitate urbană, de accesibilitate în Brașov și dinspre afara Brașovului, în interior. Deci, practic, sunt proiecte investiționale care vor fi finanțate cu sume importante, dar în același timp rezolvăm și o problemă de mobilitate pentru foarte mulți, pentru că din afara Brașovului vin oameni, persoane în Brașov și nu din Brașov se duc în afara orașului, în localitățile învecinate. Deci trebuie să rezolvăm această problemă. Iar o altă problemă care cred eu că este importantă pentru noi toți de data asta și pentru componenta economică, dar și cea administrativă, să zic așa, să ne preocupăm de ce înseamnă forța de muncă și pregătirea resurselor umane, care astăzi generează o problemă foarte mare, pentru că degeaba discutăm de investiții în diferite domenii dacă nu există forța de muncă pregătită. Are primăria preocupări în acest sens, apropo de forța de muncă? Discutăm aici de ce înseamnă componenta de învățământ profesional în sistem dual, pentru că la Brașov avem acest lucru. Da, cu câteva exemple de succes. Exact, și plecând de la acest lucru, care l-am făcut împreună municipalitatea cu inspectoratul școlar și cu mediul economic, nu am trebuit să stăm după minister să ne facă acest lucru, pentru că ministerul uneori mai mult te încurcă decât te ajută. Și ar trebui ca în sens invers ministerul legislativul să preia exemple de bună practică și să adapteze legislația din punct de vedere a ceea ce am făcut noi la Brașov, iar partea investițională, să zic așa, franceză, ar putea să fie un partener bun pentru noi care să dezvolte acest lucru într-un mod similar. Doar o întrebare, poate o ultimă întrebare, cu siguranță ar fi mult mai multe teme, dar pentru astăzi măcar, spuneați astăzi la maratonul de afaceri al SSIFER că ați făcut încă un pas înainte, apropo de planul urbanistic general. Cam în ce constă el și care sunt ideile lansat, pe care le puneți în discuție? Noi avem un contract de asistență tehnică pentru dezvoltare urbanistică a Brașovului și zonei metropolitane cu Banca Mondială. Practic, dăm noi bani Băncii Mondiale pentru această asistență și am gândit câteva proiecte importante de dezvoltare a Brașovului, zonei metropolitane, care să fie asistate de către Banca Mondială. Unul dintre aceste proiecte este reactualizarea planului urbanistic general al Brașovului, care este o necesitate astăzi, pentru că suntem într-o altă etapă față de ce reprezintă PUG-ul actual, care este depășit, a fost valabil acum câțiva ani de zile când ne-am raportat la momentul respectiv ca și etapă, însă ne-am gândit că acest plan trebuie să fie reactualizat. Am lansat în procedură de licitație acest plan. În bunul mers al nostru, bineînțeles că a fost contestat de către o altă entitate. A trebuit să parcurgem o procedură de acest fel să o gestionăm. Am ajuns și în instanță, culmea. Instanța a decis că am făcut o treabă bună și că putem să mergem mai departe cu acest proiect, care este foarte important, care practic va desena ce înseamnă zona urbanistică a Brașovului și a zonei metropolitane și de aici putem să ne raportăm și la ce înseamnă dezvoltarea de diferite feluri, iar unul dintre aceste dezvoltări, sigur, se referă și la partea investițională pe diferite domenii de activități care să fie făcută aici în Brașov și în zona metropolitană. Da, e o piatră de cărămidă, e foarte importantă. De aici plecăm, pentru că trebuie să trasezi ceea ce îți propui să faci din punct de vedere urbanistic și după aceea mai departe pașii necesari. Doar o ultimă întrebare de data aceasta, chiar ultima, apropo de preocupările, știu că aveți preocupări în dezvoltarea Brașovului ca Smart City, dacă mai sunt câteva elemente pe care le puteți spune. Orice, începând de la sistemul administrativ, să zic așa, care se referă la proceduri, la eliberarea de avize, autorizații, diferite documentații, avem un plan pus la punct. Ce înseamnă transportul public? La fel este corelat din acest punct de vedere cu sistem de management integrat al traficului, de asemenea cu ce înseamnă o hartă digitală a Brașovului, pe ce înseamnă partea de infrastructură. Sigur că
ne preocupă acest lucru foarte mult și, practic, dacă suntem conștienți, trebuie să ne adaptăm dimes la acest domeniu, pentru că asta este perspectiva și, din acest punct de vedere, nu putem să gândim altfel. Avem preocupări foarte mari din acest punct de vedere și suntem, practic, într-un parcurs acum în momentul de față. Dacă vă uitați în Brașov, rețelele din Brașov, într-o mare măsură, sunt pozate subteran. Avem un GIS pus la punct cu toată baza de date corelată, în așa fel încât să gestionăm această componentă care este foarte importantă din toate punctele de vedere, pentru că datele structurate din acest punct de vedere pot să reprezinte o piatră de temelie din punct de vedere al multor altor domenii de activitate. Mulțumesc că a fost aici. Mulțumesc la Brașov. Suntem aici la Brașov și l-am ascultat. Mulțumesc pentru analiză și pentru informații pe domnul George Scripcaru, primarul municipiului Brașov. Noi rămânem la maratonul de afaceri aici la Catia, cum se numește, da? Încă o dată mulțumesc, domnule primar. Ne revedem și ne reauzim.